Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru această seară, mulțumim lui Dumnezeu că are în vedere sufletele noastre, mulțumim lui Dumnezeu că e prezent aici, e prezent în adunare și Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Aș vrea doar un singur verset să citesc din Genesa, capitolul 3, cu versetul 9, unde este scris: dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? În seara aceasta, Duhul Sfânt ne întreabă și mă întreabă pe mine și te întreabă pe dumneavoastră: unde ești? Mai departe, dacă citim, și n-aș vrea să citim aici, dar vorbim, omul a spus că s-a ascuns, că este gol. Înainte de a veni în Statele Unite, Dumnezeu a trimis la mine acasă un om și a spus: frate Ionică, uite ce mi-arată Domnul cu privire la ființa ta, cu privire la familia ta. Mi-arată Domnul că te-ai ridicat și te-ai pus în și vorbești de planul celui rău. Și diavolul s-a supărat atât de tare pe tine încât vrea să te distrugă și pe tine și pe toată casa ta. Și aș vrea seara aceasta, dragii mei, să vă spun planul celui rău care urmărește și ne urmărește pe fiecare dintre noi. El vrea să ne golească. El vrea să golească biserici. El vrea să golească familii. El vrea să te golească de Dumnezeu. Să te ascunzi, să nu te vadă nimeni. Asta are în vedere diavolul în vremurile din urmă. Să închidă, să golească și tu să fii un om care să te ascunzi de Dumnezeu. Să nu îl mai cauți pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne dea putere în seara aceasta. Dacă în seara aceasta pentru tine Dumnezeu te întreabă unde ești, tu știi unde ești, tu știi unde te ascunzi, dar mă rog ca Duhul lui Dumnezeu în seara aceasta să te umple, să te deumple de putere, că strigă Duhul Sfânt: de ce gură nu mă las să vorbesc prin tine? Strigă Duhul Sfânt astăzi: de ce gura ta nu mai vorbește prin Duhul Sfânt? De câtă vreme, de cât timp n-ai mai înălțat rugăciuni prin Duhul Sfânt? Ești gol cumva? A reușit diavolul cu șiretlicul lui să te golească, te-ai îndepărtat de Dumnezeu? În seara aceasta te chem să te apropii de El, să stai sub aripile Lui, să faci din El un turn de scăpare. Și mie îmi place să combin cu mărturiile mele personale cuvântul lui Dumnezeu. S-a întâmplat în urmă cu mult timp împreună cu soția mea, am hotărât să ne întoarcem la Domnul printr-un copil de 5 ani, Dumnezeu a lucrat. De aceea, frații mei, vă sfătuiesc, aduceți-vă copiii la adunare. Chiar dacă mai se plimbă ei, mai fac deranj, nu-i lăsați acasă. Căci Dumnezeu în casa mea, în familia mea, a vrut și a început lucrarea printr-un copil de 5 ani. Eu m-am întors la Domnul și soția mea prin acest copil de 5 ani, prin care Dumnezeu l-a luat și a lucrat în viața noastră și noi l-am cunoscut pe Domnul. Bineînțeles, istoria e lungă, dar vreau să vă spun, datorită faptului că Dumnezeu a început să lucreze prin acest copil în viața noastră, am ajuns, el a fost bătut de o persoană de vârsta mea și am ajuns cu el la medicina legală în Oradea, i s-au dat 7 zile de îngrijiri medicale, eu acea persoană am dat-o în judecată, nu eram pocăit atunci, am vrut să mă răzbun pe el, am vrut să merg acasă împreună cu prieteni, cu colegi de muncă și m-au văzut supărat și mi-au întrebat: Ionică, de ce-ți mă uită ce mi s-a întâmplat? Mă, dar hai mă să-i facem felul, mă, dar ce, cum ne frică nouă de el? Nici mie nu mi-era frică de el. Era un om aproape cu haine, cu hainele ude pe el dacă avea 60 de kilograme. Și am promis, am să te mănânc cu inimă cu tot când pun mâna pe tine. Tot s-a oferit ca să nu cumva să se întâlnească cu mine. Dar mama lui, mama acestui bărbat, era
o vrăjitoare, vrăjitoarea satului. Și când oamenii au auzit că eu am dat acest bărbat în judecată, au venit să spună, zice, tu știi cu cine îți faci de-a face? Păi zic, dar cine? Eu nu credeam în așa ceva, nu credeam în vrăjitorii, nu credeam în vrăj. Și am zis, nu, las că mă duc atunci să o aranjez și pe maică sa. Îi dai o tăvrăj, îi dai o tăvrăjitorii. Acea femeie s-a pus pe noi în modul cel mai serios și ne-a amenințat în fiecare zi din clipa aceea. Și mama soacră care venea să îngrijească de copii, stația de autobuz era lângă ei și au venit, auzi, lasă că vă aranjez eu și pe familia ta și fata ta în special, n-apucă e sărbătorile, ce o bag în mormânt. Așa ne-a amenințat. Și au venit la noi acasă și ne-au spus, și ne-au dat exemple cum acea femeie a distrus zeci de familii, nu în localitatea aceea, și în multe localități. Femei au rămas fără bărbați din pricina că ea s-a ocupat cu vrăjitorii, a făcut blesteme peste ei și au lăsat acolo oameni handicapați, oameni cu probleme, încât lumea era frică și să se uite la ea. Și am zis, mă, mie nu mi-e frică, mă, că las, că vede cu cine și-o pus, cu cine și-o făcut treabă. Dar după două săptămâni, soția mea, care este aici și poate să mărturisească și ea, a căzut bolnavă și n-am știut de la ce, ce i s-a întâmplat, dar medicii nu i-au dat nicio șansă. Nicio șansă. Dar o soră din adunare care ne-a vizitat, fiind prietenă de familie, nu chiar de familie, dar o cunoștea pe soția mea, i-a spus, auzi tu, Mihaela, pentru tine mai există o șansă. S-a îmbolnăvit soția grav la pat și atunci am văzut, atunci am trăit acele momente în care i-am spunea în urma conversației cu acea soră, căci auzind că pentru ea mai există o șansă și Hristos o poate vindeca și are putere asupra ei, ea a luat hotărârea să se pocăiască. Am văzut această minune în casa mea unde Hristos a vindecat-o și a călcat acea putere a vrăjitoriei și Dumnezeu a binecuvântat-o cu vindecare. Dar acea femeie, adresându-se, făcând acea vrajă, că am aflat totul la sfârșit, de aceea, fraților și cei care sunteți aici în seara aceasta, se spunea că nu sunteți la voia întâmplării. Vă îndemn la pocăință și să ne apropiem și să rămânem sub autoritatea lui Dumnezeu. Mergând, acea femeie a făcut acele vrăji cu doi preoți. Doi preoți, dacă auziți bine. Și soția, după ce s-a întors la credință, s-a pocăit, bineînțeles, Dumnezeu, care are și primul și ultimul cuvânt, i-a dat viață. Și a mers la adunare și a fost văzută de acea femeie că umblă la pocăiți, umblă la adunare. Femeia aceea, când a văzut că soția mea trăiește, s-a dus înapoi la cei care au ajutat-o, au făcut acel blestem ca ea să moară. Și a întrebat, zice, nu v-am plătit îndeajuns? Nu v-am dat bani destui? Vă mai trebuie? Uite că aia trăiește! Știți ce au zis acei preoți vrăjitori? Dar ce s-a întâmplat? Apoi zice, umblă la pocăiți. S-a pocăit. Zice, noi n-avem putere păstă pocăiți. Fraților, vrăjitoriile, blestemurile, n-au putere păstă pocăiți. N-are putere cel rău peste tine dacă stai lipit de Domnul, dacă stai lângă Dumnezeu, să blesteme cine o vrea, să trimită iadul, toată cohorta lui, peste tine nu are putere. Peste tine nu are putere, căci tu ai un Dumnezeu care ține protecția lui peste tine. Și oamenii aceștia au spus, nu ne băgăm. Acolo, zice, noi nu ne băgăm la pocăiți. Nu ne punem cu Dumnezeul lor. Dar mă întreb, iau altul?
Iau altul Dumnezeu, că nu se bagă la Dumnezeul nostru. Care-i bun atunci? A lor sau a tău? Care spune că te apără și te păzește și îți face făgăduințe în fiecare zi și îți reînnoiește bunătatea, îndurarea, dragostea față de tine. Se merită să slujești acest Dumnezeu. Diavolul vrea să te golească, să-ți golească sufletul, viața, să n-ai parte de bucurie, dar Hristos vrea să te umple. Hristos vrea să fii plin de pace, de bucurie, de Duhul Sfânt. Ce Dumnezeu, nu? Ăla vrea să te golească de tot. El vrea să te umple și în seara aceasta să te umple Duhul Sfânt. Să te umple Dumnezeu cu pace, cu bucurie. Să rupă orice legătură din inima ta. Să n-ai o inimă împărțită, ci inima ta să fie a lui Dumnezeu. Ar continua acest episod, dar Duhul Sfânt îmi spune să mă duc pe o altă undă. Îmi spune, acolo trebuie să ajungi. Acolo trebuie să vorbești. Interesantă lucrarea aceasta prin care Dumnezeu te oprește într-o parte că aș mai fi avut, încă nu s-o termină, dar zice, nu asta vreau în seara asta. Vrea Dumnezeu ceva în mod special în seara aceasta aici. Vrea Dumnezeu să binecuvânteze sufletul tău care e aici în seara aceasta. Vreau să vă spun că într-o seară ca și aceasta, eu, Ionică Doba, eram într-o biserică la evangelizare, la vestirea cuvântului. M-au dus frații acolo și zice, vii cu noi la evangelizare, vii cu noi că acolo să veștească cuvântul și vin mai mult frați, așa cum și noi. Eu am venit din România cu ginerile, cu fata din Seattle, alții poate nu știu de unde sunteți și nu suntem toți localnici de aici, nu? Veniți din mai multe părți. Zice, vin acolo cu acordeoane, cu saxofone și să vezi ce fain e acolo. Și zic, hai că mă duc. Și m-am dus acolo. Și așa cum fratele păstor stătea aici la amvon, sau eu, și a început să spună că în seara aceasta, zice, aici în adunare, aici în această biserică, își vor preda viața lui Hristos, lui Dumnezeu, 20 de suflete. Eu eram acolo în adunare. Imediat am calculatorul, dat roțele în față, înapoi. Bă, cine e ăsta, mă? Are curajul și eu l-am văzut mândru. Bă, ce tupiu are ăsta de... Vin și spune că în seara asta nu știam nici ce înseamnă noțiunea de predare. Eu știam că la jandarmi, când merea să prindem hoțul, spuneam să se predea, să-și ridice mâinile sus, să arunce orice de mână și să zic, mă, cine să predă, ce au făcut, ce se întâmplă în seara asta aici unde era plină biserica. Și eu, atent să văd ce se întâmplă, cine să predă, ce-o făcut de trebuie să se predeie, pe unde umbla, ce-o furat și așa mai departe. Și eu eram atent să vedem ce se întâmplă, dar fratele de acolo care a citit un verset, nu mi-aduc aminte, spunea că în seara aceasta Dumnezeu are în vedere să mântuiască 20 de suflete. Eu am zis, mă, ce curaj are ăsta și cum are ăsta îndrăznea, mă, ce mândrie, păi, și eu l-am văzut, eu l-am judecat. Cum și dumneavoastră poate judecați de multe ori, de acolo, după scaun. Eu am început și fac gânduri reale față de el. Eu am zis, măi, ce să dă așa de mare, că nu-i nu știu ce om și cine are ăsta curajul să vorbească? Și imediat, diavolul că așa vine, satana. Zice, auzi, dacă cumva te prinde și pe tine, nu te du-n față. Auziți? Imediat a venit lângă mine și tu... În seara asta, fel de rușine, pe ăla, adică pe cel care era aici. Dacă cumva, zice, ori vine acolo și tu a trebuit și fii a 20-le, tu să nu te duci în față. Că n-ai văzut ce mare să dădea el că 20 de suflete se vor preda Domnului. Și hotărât, așa suntem noi, când ne încăpățânăm, a pus să zică cine ce-o vrea, că nu te scoate din încăpățânarea ta. Dar Domnul să lucreze la mintea, la inima ta, să nu fii un om încăpățânat, să fii un om cu care să poți colabora, să poți să socializezi. Nu te încăpățâna, frate, că nu rezolvi nimic dacă te încăpățânezi. Eu m-am încăpățânat și am zis, mă, nu mă duc. Nu mă duc, îl fac pe ăsta de minunea minunilor. Dacă stă lucrurile așa, eu vorbeam cu mine, că ăștia
care m-au dus să uitau câtă mie, s-au cântat cântări, cum s-au cântat în seara aceasta. Auzeam acolo, vorbeau în alte limbi, băteau din palme, strigau aleluia, eu pănicării, cum se întâmplă câteodată, stăm și ne uităm, fratele de lângă mine se bucură, tu ca chetrocul, bolovanul. Bolvan de Arizona, să zice, stai roșu, te roșești de fire, de nervi, că tu nu te poți bucura. Dar lasă inima să lucreze, Domnule. Nu mai sta ca bolovanul ăsta roșu de Arizona. Fii deschis, lasă Duhul Sfânt să lucreze în inima ta. Eu așa stăteam, ca bolovanul. Că nu știam ce se întâmplă. Nici amin, nici aleluia, nici mă să nu prea le aveți cu aminul și aleluia. Le-ați lăsat acasă. Dar trebuie să le aveți la dumneavoastră când aici să cântă, să slăvești, să vorbește. Trebuie să ai un amin, un aleluia, că nu-i a tău, e a Domnului. Domnul își primește slava, cinstea și gloria când tu spui amin și aleluia. Eu stăteam acolo, mă uitam ca un pierdut. Nu știam ce se întâmplă. În final, așa cum ne apropiem și noi de ora 8, dar acolo era deja 10, 10 jumate, câte 11. Spune fratele, acum vrem să facem o rugăciune și vă așteptăm aici în față toți cei care doriți să vă predați viața lui Iisus Hristos. Și au spus, mă, dacă mai sunt în adunare frați care simt în inima lor că au căzut și diavolul i-a înșelat cu anumite lucruri și pe voi vă poftesc să veniți că aici sunt, zice, frați slujitori, aici sunt din multe părți și vrem să ne rugăm pentru voi și să vă încredințăm în brațul Domnului. Frate, poate tu te gândești, o, de mult n-ai mai fost așa cu râvnă, de mult n-ai mai pus pasul în față și ai luat hotărâri. În seara asta vreau să spun că Duhul lui Dumnezeu te cercetează și vrea ca din nou, poate zice, bă, frate, stai o leacă, că eu m-am predat. Nu-i îndeajuns odată. Nu-i îndeajuns doar să te predai amuz 20 de ani. În fiecare zi, și eu și cu tine, noi trebuie să ne predăm Domnului. Dimineața să poți să spui, dacă ai probleme, ai defecte cu gura, Doamne, îmi predau gura ție astăzi. Că ieri o ieșit pe ea ce nu treabă, dar astăzi o predau ție, Doamne. Sau mă gândesc, în gândurile tale, mergi și te gândești, o, aseară la adunare, uite așa a fost, el a auzit așa, l-au făcut așa, și te le gândești, te le ferbi acolo. Dimineața când te trezești, predă gândurile tale Domnului și zic, Doamne, gândul lui Hristos să fie în mintea mea, gândul tău să mă însoțească când mă duc la servici. Acolo te dar cum a putut zice fratele ala mea? Cum de nu m-a băgat în seamă? Nu m-a dat loc la cântare? Și te gândești gândurile reale. Și apoi știi ce faci? Trimiți peste alții necazuri, probleme, supărări. În fiecare zi, așa m-a învățat pe mine, băi frate Ionică, dacă ai probleme cu gura, cu gândirea, cu vorbirea, cu ochii ăștia care așa fug ca gelofarul la poliție când vine pe aici până Arizona, predă-i Domnului, frate, predă-i în fiecare zi, până când să te mădesc, până când să vindecă. Urechile astea care aud atâtea lucruri și știm noi, când le transmite mai departe, din țânțar facem mărmăsar. Predă-ți urechile Domnului în fiecare zi. Doamne, îmi predau viața, fiindcă cu astea am probleme, cu mâinile astea, gândirea, gura, trebuie predată Domnului. Și Doamne, ajută-ne! Și începe fratele să zică, fraților, intră tătă biserica în rugăciune, frață cântăreț, haideți aici, o luat ăștia acordeoane, saxofoane, început și cânte, o intra biserica în flăcări și eu mă uitam ca un observator, că mai sunt observatori prin biserici. Mai sunt. Și astăzi sunt observator, cum am fost eu. Și când m-am uitat așa, am văzut că tăți sunt mânânțăi așa mai mici. Vine diavolul, bă, tu, ia că ieși în față, fii ca măgarul între oi. O râde de tine tăți. Mai ales zice că auzi că tu lucrezi ca jandar, nu știu, pâine, ce ești tu. O râde de tine, că asta vine diavolul. Să te golească de credință, de nădejde, de toate. Vine să fii gol, să nu mai crezi nimic. Dar el te face de râs, frate. El te aduce într-un hal de ești de râsul lumii.
Și-o venit la mine și-o zis, mă, nu te du în față, mă. Eu oricum eram ferm convins că nu mă duc, că eu am zis că îi strâng la ăsta calculele matematice și îl dau de gol. El din nou, fraților, să ne rugăm ca Domnul să lucreze în seara aceasta. Și-a început din rândul surorilor, s-a ridicat, a venit în față. Unu, eu număram, eu eram în partea dreaptă și am zis, m-am strecurat printre ăștia cu care m-au dus și zic, eu stau aici în colț să nu mă împingă careva în față. Stau acolo să nu mă poată împinge nimeni în față. Și am zis, dacă alea și nu viu să-mi fie rușine, știți? Și am zis, stau acolo și de acolo văd bine, număr tot ce se întâmplă și verific. M-am uitat, unu, doi, trei, veneau în față, surori, frați, veneau, că frață i-o invita să vină, că o vrut să se roage pentru ei, să-i încredințeze brațul Domnului și Domnul și Duhul Domnului să fie peste ei, să poată duce decizia aia până când vor încheia cu Domnul să se producă nașterea aia din nou, dorința, dragostea aceea după Hristos. Și-au venit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu te număram, socoteam deja, 1, 2, și apoi de la frați, de la surori, văd că trece de 10, de 12, de 13, văd că trece de 15, 16, bă, zic eu, ăsta nu-o mințit deloc. Minte, lasă-ți 20 aici, dar dacă eu-i fi a 20-lea, eu nu mă duc în față. Dumnezeu care cunoaște, știa numărul celor care vor veni în fața acolo, fraților. El cunoaște totul, nimic nu-i ascuns de el. Și a început, 16, 17, 18, 19, strigă fratele acolo, hai să ne rugăm, fraților, Maicu, este unul aici tare de cerbice, zice. Așa mă arătă Domnul. Este unul tare de cerbice, încăpățânat rău, nu vrea și vie aici, dar e pus în planul lui Dumnezeu. Fraților, când au auzit biserica așa, au început să roagă, măcar că nu mă știau cine, au gândit că eu sunt coiște, musafir, eu sunt dar lor. Și au început biserica să se roage, fraților, noi trebuie să ne rugăm. Noi trebuie să ne obișnuim cu rugăciune. Trebuie să ne intre în sânge, să fie un drog pentru noi. Rugăciunea, când suntem chemați la rugăciune, nu te uita ca la să rog, ala nu să... Rogă-te, frate, și zic, băi, nu-ți sta pe telefon, rogă-te, că te-o chema la rugăciune. Strigă către Dumnezeu că-i amui momentul să te rogi. Și-o intra biserica în rugăciune, dar ăștia care m-au chemat se uitau către mine, mai că nu ziceau, du-te, mă, în față. Eu, dar n-aveau curajul, că știa ce pomă îs. Mă, du-te-mă în față. Eu, ca încăpățânatul, ca catârul ăla când nu mai trage. Stăteam acolo, zic, no, am uși te văd, 19, India 20-lea. Hai și văd, hai, zi, adă, bagă unul de la tine. Fă-i să-mi, hai mă față, mă, să nu mă fac de râs. Nu asta e lucrarea Dumnezeu. Dumnezeu niciodată nu se face de râs. Ce zice, așa sau ce, ce zice, el face. El face din lucruri nevăzute și să ia ființă. Ăsta e Dumnezeu. Așa a făcut și cerul și pământul și toate, din nimic. Deci hai să ne rugăm, fraților. Și s-au rugat frații cu foc, cu credință, că pe la unul tare de cerbice, încăpățânat, Domnul are putere să-l aducă acolo în față. Eu am zis că nu mă duc. Așa suntem noi. Rămânem încăpățânarea noastră. Dar dacă ne-ar face Dumnezeu după încăpățânarea noastră, ce zici că ar ieși acolo? Cred că Domnul cu bot așa ne-ar crepa capul în două, tot ne-ar da până am înțelege. Dar nu face Dumnezeu așa. El e bun. El vine cu susurora blând și vorbește direct acolo la inimă. Și atunci oricine ai fi tu, dă încăpățânat, dă bolovan, apoi Dumnezeu moaie. Dumnezeu schimbă, știți? Biblia spune la clipeală. La clipeală. Dintr-o dată, eu tot n-am avut și mărg, dintr-o dată în jurul meu am simțit un vânt, am simțit un curent, am simțit un foc care se învârtea în jurul meu. Dacă o viteză foarte mare, mă simțeam și în vânt, și în foc. Și m-a luat pe sus, pe mine, bolovanul și încăpățânatul și m-a dus în față. Frate și soră, nu te încăpățâna, te ia Dumnezeu pe sus și poate să dea cu tine de tăți păreță, dar nu o face.
M-au luat pe acolo de sus și m-au dus în față și n-am fost ultimul, m-au pus așa în față, în pomul ăsta, stat ca soldatul. Și zice fratele, noni la el, e primul, zice. Primul, zice, în sfârșit Dumnezeu și-o desăvârșit lucrare. Toți 20 îs aici. Zice, hai să ne rugăm. Hai, cum te cheamă, mă? Ionică. Domnul să te binecuvânteze. Maică n-o zis, bă, dacă pățânat ești. Domnul să te binecuvântează, Ionică. Uite că Dumnezeu o birui și în seara asta. O, Domnul să biruiască în seara aceasta. Domnul să cerceteze inimile noastre. Inima ta, inima mea are nevoie de cercetarea Domnului. Acum eram acolo și mă uitam în stânga, mă uitam în dreapta. Cum am ajuns acolo? Ce s-a întâmplat? Dar eram cumva și îmi părea bine și cumva că ăsta o realizat 20 care s-au predat, cumva. Dar eu mă bucuram într-un fel, aveam bucuria aceea că îmi predau viața lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos. Stă fratele așa cum stăm noi de obicei câteodată când ne gândim și zice, fraților, vedeți aici toți 20, da. No, Dumnezeu îmi face cunoscut. Ăștia, zice, ca niște prunci mici, ori plânge de nori știi ce-i cu ei, că i-a cercetat după ce noi ne-am rugat, zice, i-a cercetat Duhul Sfânt. Știți când vine Duhul Sfânt în viața unui om, îl dovedește că e păcătos și că are nevoie de împăcare, de iertare, are nevoie de cineva să-l ajute. Are nevoie să simte singur, dar nu singurătatea aceea care o duce diavolul. Are aceea că vrea un tată. Ce? Asta li s-a întâmplat lor în clipa când noi ne rugăm. Știți că atunci când noi ne rugăm, Dumnezeu declanșează tăvăluguri? Știți că atunci când biserica se roagă, cad lacătele și se zguduie temnițele? Știți când biserica se roagă, bolile fug de acolo? Știți când biserica se roagă, duhurile nu mai au acces acolo? Mare putere are biserica atunci când e în flăcări și se roagă, Dumnezeu schimbă guverne, Dumnezeu schimbă președinți la rugăciunea ta. Deci hai să ne rugăm. Eu iar, știți, diavolul, imediat e și acolo. Zice, no, de râs te faci, de râs ești, am o plâns și tu ca prunci, zice. Ai auzit, îi plânge. Dar eu nu plâng, eu nu sunt de felul meu așa plângăcios. Militar, soldat plângăcios. Zice, eu nu plâng. Ce vorbești, te pui cu Duhul Sfânt, te pui cu Dumnezeu. Și când a început biserica, cum am spus, când biserica se roagă, cei care îi nevoie, ei intră în plâns. Plânsul iertării, plânsul împăcării cu Dumnezeu. Am intrat în plâns și nu purtam ochelari, aveam vederea mai bună. Să nu mă vadă, dar eu așa aveam impresia că toată lumea se uită la mine. Dar nu se uita nimeni, ei se bucurau și dă slavă lui Dumnezeu, că Dumnezeu o mai scos un suflet de acolo, de înghearele satanei care mă chinuia de ani, de zile. Ce și să uite că ce fac eu sau că plâng eu sau nu plâng. Dar cu mâinile, te-am așezat, și nu mă vadă că-s plâns, dar nu știam de unde ies lacrimile. Că nu mă dorea nimic, n-aveam starea de plâns. Veneau lacrimile și roie și aici pe obraz, parcă simțeam că mă taie, fierbinți se adunau aici în barbă și îmi cădeau jos. Mă uitam, erau niște poliale de scândură. Baltă s-o făcut acasă. Mă așchez de la mine, mă mut încoace. Și plângeam și plângeam și plângeam. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă? Nu știam nimic, absolut, eram fără, dar plângeam de bucurie. Plângeam că îmi plăcea. Nu știu, sună cam nasol lucrul ăsta, să plângi de plăcere, să plângi că îți place, să plângi că ai o stare bună, să plângi, dar ai plânsul ăla sfânt, plânsul ăla al lui Dumnezeu care coboară și îți umple viața și îți face făgăduință, tu ești copilul meu, pentru tine am murit la cruce, te iau în seara aceasta în brațele mele. Și în timpul când se ruga biserica, să știți că când biserica se roagă, se deschide cerul. Eu eram acolo în față
și dintr-o dată și orb și surd. Și am zis în mintea mea, no, mi-au zis ăștia că dacă schimb religia pățăși, nu știu ce. Am și orbit, am și surd, vai de capul meu a fi. N-am mai auzit nimic, n-am văzut nimic, nu știam ce se întâmplă cu mine. Și totul era negru, totul era pustiu în jurul meu, nu mai auzeam muzica, nu mai auzeam biserica, nu mai auzeam rugăciunea. Și am zis, Doamne, ce se întâmplă acum cu mine? Am început și eu să îmi pun întrebări. Dar dintr-o dată, în întunecimea cea mare, a apărut în fața mea o lumină. Și tendința că nu-i bine să stai întunecat, fraților. Am citit mai înainte, cine ți-a zis că ești gol? Cine ți-a zis? De ce te-a ascuns? Nu-i bine să stai acolo ascuns. Și unde s-a ascuns? În întuneric. Ieși de acolo afară. Ieși de acolo afară, din întuneric. Prima reacție mea a fost să mă duc la lumină. Nu mi-a plăcut întunericul. Nu mi-a plăcut acea prezență întunecoasă în care am fost prins. Și m-am dus spre lumină. Am ieșit din acel întuneric și am ieșit într-un loc plin de lumină. Frumos. Dar n-ai fi mers de acolo niciodată. Și am zis, wow, ce fain e aici. Și n-aș mai fi venit de acolo niciodată. În fața mea a apărut o persoană îmbrăcată în alb. Și am știut că Iisus Hristos avea o carte sub braț, s-a oprit în dreptul meu, era la nivelul acesta, eu mă uitam în sus, el s-a uitat la mine și m-a spus pe nume, Ionică, uită-te aici. A deschis acea carte și făcea așa cu degetul. Tu de astăzi, tu trebuie să mă urmezi numai pe mine. A închis cartea și a plecat. Din clipa aceea, Dumnezeu mi-a dat putere să-L urmez numai pe El. Din clipa aceea, am zis, am rămas atât de fericit. Din clipa aceea, n-am știut de bucurie. Eram singur acolo în fața amvonului. Biserica cânta. Frații care au venit în față s-au dus la loc. Eu eram acolo, zicea fratele, Noni, nu vrea și margă, lăsați-l, zice. El știa ce se întâmplă, că Dumnezeu îi arătase. Lăsați-l numai aici, lăsați-l aici în față. Lăsați-l că o să se termine. Când mi-am revenit și n-aș fi vrut să-mi revin, aș fi vrut să rămân așa, dar Dumnezeu mi-a dat însărcinarea, lucrarea în care Dumnezeu m-a angajat, m-a scris la oaste și sunt în oastea lui Dumnezeu. Am trecut de la Ministerul de Interne, de la Poliția de Frontieră și m-a scris în această oaste a lui Dumnezeu. Și zice, Noni, nu mai vrei și margă la du-te, nu știa mine să mă duc. Și a venit un frate, m-a luat de mână și uite aici ce trașim, plângeam de bucurie, plângeam, mă bucuram și mulțumeam lui Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a întâmplat. Și spunea fratele, el care știe, frate, zice, nu la mulți, poate unul la mie, ai grijă, zice. Ai grijă, zice, să nu dai cu piciorul în această ocazie, în ceea ce Hristos te-a chemat să faci. Ai grijă de aici încolo cum îți trăiești viața, că nu te-am chemat eu, nu te-o chema păstorul de aici, te-o chemat chiar Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. În seara aceasta, dacă ești aici cu permisiunea fratelui păstor, dacă ești aici în seara aceasta, oricare ar fi tânăr, bătrân, dacă ești aici și încă nu ți-ai predat viața în mâna Domnului, ginere, ia acordeonul și îmi place o cântare atât de mult, încă mai este loc la cruce, încă mai este loc la cruce. Frate și soră, chiar dacă ești botezată de mult, dacă inima ta să duc lupte acolo și simți că e greu, simți că te apasă greutate, ești fratele păstor, sunt aici frați și am atâta drag de dumneavoastră, aș vrea să ne rugăm împreună, ca Dumnezeu să vă dea putere să înaintați pe cale, așa cum mie mi-a spus
Ionică, de astăzi tu să mă urmezi pe mine. Poate că cineva ți-a tăiat calea. Poate că simți că e greu pe calea aceasta. Poate ai supărări, poate ai necazuri. Dar mă refer la cei care în mod special sunt aici și cred că nu sunt la voia întâmplării. Împreună cu frații vrem să facem această rugăciune. Vrem, haideți să ne ridicăm în picioare. Nu-ți fie rușine. Și dacă ești aici tânăr, oricare ai fi, eu te invit aici în față să-ți predai viața, nu în mâna lui Ionică Dobai. Mâna mea e slabă, este o mână puternică și aceea se deosebește de mâna fratelui, de mâna mea. De ce? Că are semnul cuielor. Încă să văd semnele cuielor în palma lui. El vrea să te ia în brațe în seara aceasta. El vrea să te ia în mâna lui. Vrea să te conducă pe acest drum să poți birui până la capăt. Nu te rușina, că vrem să ne rugăm pentru tine. Dacă ești aici în seara aceasta și vrei să-ți predai viața în mâna lui Iisus, dacă simți că mergi greoi pe cale, te invit aici în față. Și vrem să facem o rugăciune de mijlocire înaintea lui Dumnezeu. Dacă ești aici în seara aceasta, te chem, nu te sfii. E doar o rugăciune. E doar o rugăciune pentru tine, pentru ființa ta, ca Dumnezeu să te întărească, Dumnezeu să-ți dea putere să poți să mergi pe cale. Vrem să ne rugăm pentru tine. Vrem să te încredințăm în brațul lui Dumnezeu. Vrem ca să aducem înainte lui Dumnezeu ființa ta. Vrem ca tu să-L urmezi pe Dumnezeu din toată inima ta. Ne rugăm, biserica se va ruga. În timpul rugăciunii, dacă vrei și dorești și simți în inima ta, vrei să-ți dai viața, te rog să vii aici în față. Vreau să mă rog pentru tine împreună cu biserica. O, Tată din ceruri, Doamne, cercetează Tu! Doamne, cercetează Tu, Doamne! Cercetează Tu, Doamne! Cercetează Tu, Doamne, Dumnezeule! Dacă mai este cineva în seara aceasta și vrea să-și predea viața în mâna Domnului, îl rog să vie aici în față. Iisus te cheamă, vino, încă mai este loc la cruce și pentru tine, dragul meu. Iisus vrea să te ia în brațele Lui, vrea să-ți dea putere, vrea să-ți elibereze inima. O, ne rugăm, Tată din ceruri, dacă mai este cineva, dacă mai dorește cineva în seara aceasta să-și predea viața în mâna Domnului, te rog, în numele lui Iisus, nu te împotrivi, vino aici în față, vrem să ne rugăm pentru tine, vrem să te credințăm în brațul Domnului. O, Tată din ceruri, cercetează biserica ta, cercetează biserica ta. Dacă ești aici, Iisus te cheamă seara aceasta. Iisus încă mai cheamă. Iisus te cheamă și pe tine. Iisus vrea să fii copilul Lui. Iisus te cheamă încă o dată. Iisus, Duhul Sfânt strigă adunare. Vino să-L urmezi pe Iisus. Vino să fii copilul Lui. Iisus te cheamă în adunare. Haideți să ne rugăm, frații. Haide să mijlocim pentru acești tineri. Aleluia! Te cheamă azi o voce dulce. Încă mai ies pe loc la cruce. O vino azi, o vino azi. Că vei mai sta în sare. Cât ai făcut, nu ți-e de ajuns. Vor curge iar lacrimi amare. Aleluia! Vino azi, plânzi-ai lui Iisus. O, vino azi, vino la Iisus. O, vino azi, o, vino azi. Chiamă azi o voce dulce. Bine că mai este loc la cruce. O vino azi, o vino.
Duminică mai este loc la cruce. Aleluia! O vino azi, o vino azi. Mai e timp de aminare. Grăbește-te, amicul meu. E poate ultima chemare. Aleluia! Se împacă-te cu Dumnezeu. Aleluia! O vino azi, o vino azi. Te cheamă azi o voce dulce. Inică mai e pe loc la cruce. Vino la Iisus, aleluia! O vino azi, o vino. Mai este loc la crucea lui Iisus, aleluia! O vino azi, o vino azi. Te cheamă azi o voce dulce. Vine că mai este loc la cruce. O vino azi, o vino azi. E toate ultima chemare. E poate chiar salvarea ta. Vino la Iisus să fii salvat. Mai este loc la cruce. Și pentru tine nu uita. O vino azi, o vino azi. Aleluia! Te cheamă azi o voce dulce. Vinică mai este loc la cruce. Mai este loc la cruce pentru tine. O vino azi, o vino azi. Vino la Iisus. O vino azi, o vino. Nu pleca fără Iisus în seara aceasta. Ia-L în inima ta. Ia-L pe Iisus în inima ta. Aleluia. Aleluia. Iisus este aici. Slăvit să fie numele Lui. Iisus este aici în seara aceasta. Aleluia. Aleluia. Nu pleca fără Iisus în seara aceasta. Nu pleca acasă. Duhul Sfânt să nu te lase să pleci de aici. Aleluia. Până nu vei merge cu Iisus în inima ta. Iisus, Iisus te iubește. Iisus este soluția problemelor tale. Iisus vrea să fie tatăl tău. Vrea să fie cu tine oriunde mai merge. Dacă mai merge până la capătul lumii, să fie Iisus cu tine. Să fie El mângâitorul tău. Să fie Tatăl tău. Și tu să fii copilul Lui. În seara aceasta mai este loc la cruce. Mai este loc la cruce. Iisus te cheamă și pe tine. O, Doamne, lucrează Tu. O, Duhul Sfânt, cercetează. O, mulțumim, Doamne Iisus. Eu te iubesc, Iisus, din inimă. Aleluia, aleluia, Osana, aleluia. Iisus te iubește și pe tine. Aleluia, slavă inimă. Eu te iubesc, Iisuse drag, din inimă. Din inimă. Din inimă. Eu te iubesc, Iisuse drag, din inimă. Aleluia!